Viața unei femei s-a schimbat radical, iar ceea ce se aștepta să fie ghinionul vieții ei s-a dovedit a fi un mare noroc. Aceasta a rămas inițial fără casă, însă a reușit să își amenajeze o locuință care să-i îndeplinească toate necesitățile chiar într-un avion. Investiția a costat-o peste 25.000 de euro. O femeie a reușit să schimbe radical viața și traiul printr-o metodă inedită și aproape unică după ce s-a mutat cu totul într-un avion. Chiar dacă nu avea nicio carieră în aviație și nu a legat-o nicio pasiune de această dorință, se pare că tocmai într-un avion a reușit să-și găsească locul pe care să-l numească acasă. O cosmeticiană din Mississippi a trăit o experiență unică timp de 4 ani, din anul 1995 până în anul 1999, timp în care a locuit într-un avion. Aceasta a investit 30.000 de dolari și a transformat avionul într-o adevărată locuință, cu o suprafață de 1500 de metri pătrați, 3 dormitoare, 2 băi și chiar și o cadă cu hidromasaj. Însă aventura femeii în avion a luat sfârșit din cauza unui accident. În timp ce el transporta cu un camion într-un loc din apropierea celui în care locuia, avionul a căzut și s-a distrus, astfel încât nu a mai putut fi reparat. Femeia a devenit o adevărată sursă de inspirație pentru alți oameni care au urmat să ia aceeași decizie ca și ea. Este și cazul unui bărbat care s-a lăsat cucerit de experiența femeii de a trăi într-un avion, iar acum locuiește într-un avion dintr-o pădure din Oregon. Acesta are licență de pilot și este inginer electrician, relatează spynews.ro.